Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip, eu sunt Legion Zenix, după cum bine știți. Și o să vedem astăzi. Astăzi o să vă dăm jocul, vă dă jocul, doamne. O să vă postez videoclipul din GTA Online, care ei dă o mașină gratis și anume un Obey 8F Drafter Sport Car. Mașina este gratis, putem să o luăm până pe 18 martie, tot ce trebuie să facem este să ne conectăm pe site. Pe site la EP Rockstar, cu contul de Rockstar. O să vină un cod de autentificare, după ce ne conectăm și toate cele, vedem imediat detaliile ce trebuie să facem în continuare și după aceea o să intrăm și pe joc să vă arătăm cum se poate lua cât mai repede. Bun, am revenit. Okay. Bun, după cum puteți observa, deja m-am conectat la contul meu de Rockstar, este tot ok. Mai dăm din nou Climb Now odată, perfect, și deja ne apare pentru că avem linkul, cum zic ei, făcut aici. Almost there. To redeem this offer, you must sign into GTA Online with your link de cont, așa. Între până pe 21 martie, deci trebuie să ne conectăm pe Rockstar până pe 21 martie, ok. Între 21 martie și 3 aprilie, ok. Așa. Pentru a putea lua mașina Obey 8F Drafter Sport, care will be available to climb. Și intrăm la Legendary Motorsport și luăm mașina. Bun. Eu imediat o să intru pe GTA Online ca să putem să luăm mai repede, adică ar fi cât mai de preferabil până pe 18 martie, deci mai avem încă 9 zile să luăm această mașină. Atâta timp cât este gratis, de ce să nu o luăm? Eu așa merg pe premiza asta, cât timp este gratis, hai să o luăm și să facem tot ok. Bun, revin imediat, exact când intrăm în GTA 5, ok? Perfect, ok. Bun, haideți că am intrat și pe GTA Online. Bun, după cum vedeți, suntem pe GTA Online, avem un business battle în desfășurare, deci este totul ok. Bun, din câte ne-a spus nouă cei de la Rockstar de acolo pe site, trebuie să intrăm pe internetul din joc, intrăm pe Legendary Motorsport. Și am înțeles că mașina ar trebui să fie free. Ok, stai să căutăm pentru că nu mă știu exact, în 12 chiar mașina. Deci avem un Obey. Deci avem un Obey 10F ca asta, dar mașina nu este online. Ori n-am înțeles eu bine, s-ar putea să fie mașina, să intrăm până pe 18... Până pe 18 martie să intri pe cont și după aceea între 21 și 3 aprilie
mai mult ca sigur mașina o să o primești free. Da, deci asta este. Am înțeles să-mi eu totul greșit. Deci mașina nu dă până pe 18 aprilie, până pe 18 martie, mă scuzați. Trebuie să intrăm pe 18 martie pe GTA Online. După ce intrăm pe GTA Online, câte conturi avem, 1, 2, 3, nu contează, deci ar fi eu, cum doriți, puteți să băgați pe toate conturile. Deci nou o să ne dea mașina asta OB10F, doar că o să ne dea modificată în modelul sport și o să fie mașina gratis. Momentan, cam asta este. Deci am înțeles eu prima dată la început greșit, dar după aceea este bine. Trebuie să intrăm până pe 18 martie pe GTA Online și după aceea între 21 martie și 3 aprilie o să ne dea mașina gratis, intrăm pe joc, intrăm pe Legendary Motorsport și o să ne dea mașina sau o să dăm noi climb la mașină. Eu o să revin exact pe 19, poate de fapt chiar pe 21-22 am să revin cu... Urmă videoclipul cu un update. Cum luăm mașina mai exact. Sper că v-a plăcut videoclipul între timp. Asta este, îmi pare rău, m-am dedus un pic greșit. Dar sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați de un like, un share, un subscribe și ne vedem pe data viitoare. Bye!